Municipiul Botoșani este un oraș verde și datorită numărului mare de parcuri. De altfel, acestea reprezintă locurile preferate de promenadă ale botoșenenilor. Autoritățile s-au gândit însă și la 4 pede. În 3 parcuri din municipiu au fost amenajate de-a lungul timpului zone speciale pentru câini. Mai precis, este vorba despre spații verzi îngrădite unde câinii însoțiți de stăpâni se pot juca. În acest sens au fost instalate tot felul de balansoare, tuburi și obstacole pentru sărit. Aceste locuri speciale pentru câini pot fi găsite în Parcul Mihai Eminescu, Parcul Curcubeului și Parcul Tineretului. Așteptăm stăpânii de animale de companie să petreacă timp împreună cu acestea în spațiile special amenajate, pentru a păstra curățenia atât în parcuri, cât și pe străzile municipiului, a declarat Eugen Țurcanu, șeful DSPSA Botoșani. În final, toată lumea este mulțumită, în primul rând proprietarii de câini, care își pot duce animalele în spații special amenajate, fără să mai deranjeze pe nimeni. Cât de important este un parc de genul acesta unde poți să-ți scoți câinele? Este foarte important, deoarece unii câini care sunt aduși în parc și stăpânii le dau drumul, oamenii țipă, sar cu gura la stăpân, știți? Și e foarte bine că s-a făcut un parc ca acesta. Este un parc unde și el se poate distra, are tot felul de instalații, de joacă. Da, sare, se joacă, mai vin și alți câini. Bucuroși sunt însă și ceilalți botoșeneni care spun că, în felul acesta, animalele nu mai sperie copiii și nici nu mai murdăresc aleile parcurilor. Noi ne bucurăm pentru ce a făcut aici pentru câini și mulțumim domnului primar pentru ideea care a avut-o pentru Parcul Tineretului. E bine așa, că nu mai umblă tot parcul ăsta, copiii... Accesul în parcurile pentru câini se face dimineața până seara. Animalele trebuie însoțite de proprietari.